Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Rețetă Culturală. Invitatul din seara aceasta este o surpriză, în sensul că v-am obișnuit până acum să invităm în emisiune oameni de cultură, oameni care au legătură cu arta. Invitatul din această seară este matematician, dar motivul pentru care este invitat este că noi credem că are legătură și cu arta și cu multe alte lucruri pe care le veți descoperi dumneavoastră. Bună seara, domnule profesor Daniel Onofrei, și bine ați venit la Rețete Culturală! Bună seara, Anca, și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Să începem pur și simplu așa, de-a lungul drumului și de-a lungul timpului, prin a spune că sunteți un sucevan care a făcut facultatea la Iași și apoi a avut o carieră doctorală, postdoctorală, universitară deosebită. Puteți să-mi dați niște detalii despre cariera aceasta după terminarea facultății de matematică de la Iași? Ce s-a întâmplat? La sfatul îndrumătorului meu de teze de atunci, domnul Viorel Barbu, am acceptat propunerea celor de la Ulster Polytechnic Institute pentru un master în matematici industriale inițial și mai apoi pentru un doctorat în matematici aplicate. După care am urmat studiile de master și doctorat pentru 5 ani și jumătate, terminând doctorat în matematici aplicate în 2007 și în 2008 am decis să rămân în Statele Unite, în ciuda faptului că am avut o ofertă foarte tentantă de postdoc din Germania cu Stefan Müller la Max Planck. Am decis să rămân totuși în Statele Unite pentru un postdoc, un an de studii postdoctorale la Rutgers University și 3 ani la University of Utah. Un alt stat american. După care... Un alt stat american. După care, după UTAC, am acceptat una dintre cele două oferte de tenure track, cea din Houston, și acum sunt conferențiar în Houston, în cadrul catedrei de matematică și catedrei de inginerie. Am ținut foarte tare să facem acest periplu geografic, pentru că știam, dar am vrut să înțeleagă toată lumea, că ați fost și sunteți expus unui număr mare de culturi. Ați trăit în mai multe culturi, lucrați în mai multe culturi și vreau să vă întreb cum e. Cum este pentru un sucevan care a făcut matematica la Iași, doctoratul în Massachusetts și trăiește în Houston și lucrează cu profesori din Franța, să reușească să trăiască în atâta lume? Este comod sau incomod? Sunt avantaje, bineînțeles, pentru că exilul presupune o dimensiune geografică și o dimensiune spirituală, presupune avantaje și dezavantaje și avantaje. Avantajul este că vii cu un bagaj cultural bogat și poți să interacționa cu oameni din diferite culturi, oameni cu abordări diferite a unui dialog. Poți interacționa mai bine dacă ai un bagaj cultural mai bogat. N-am simțit niciodată că sunt sucevean pierdut într-o mare de culturi care să mă facă să mă simt dominat. Sunt, de fapt, în continuare un inadaptat pe undeva, pentru că am rămas un prizonier al limbii române, am rămas un prizonier al culturii române și probabil n-am să mă adaptez niciodată societății americane în care trăiesc de 20 de ani, de exemplu, nici altor societăți, probabil. Am locuit în Franța pentru perioade și în Filipine, în India. Am reușit să cunosc
puțin din viața altor cetăți și pot spune că da, este doar un motiv de bucurie și de îmbogățire. Aveți vreo explicație mai detaliată pentru afirmația "nu o să mă adaptez niciodată" altor societăți? Am un alt mod de a percepe realitățile vieții în cetate și realitățile vieții spirituale. Ca să fac o comparație cu societatea americană, de exemplu, eu prefer un manageriat activ, un manageriat care conștientizează faptul că nicio naștere nu se face fără durere. Și deci nicio schimbare de paradigmă, nicio viziune nu poate fi proiectată fără un anumit nivel de răscolire a mediului în care activez. Aici, în societatea americană, prin 70, managerii sunt educați altfel. De fapt, prima calitate a unui manager este să evite conflictele cu orice preț. Proiectarea unei viziuni nu face parte neapărat din bagajul managerial și ești, de fapt, educat să încerci să limitezi cu orice preț situațiile conflictuale. Și astfel avem de face cu un alt mod de un exemplu de abordare diferită. N-am să mă adaptez pentru că din punct de vedere cultural în România nu se limitează situațiile conflictuale. Nu e vorba de asta, e vorba, în România se proiectează prea mult situațiile conflictuale. Este o apetit pentru gălceavă și conflicte incredibile, cel puțin pe care îl recunosc de fiecare dată când mă duc și vizitez la orice mediu, chiar și în mediul academic, apetitul pentru gălceavă și harță este incredibil. Dar la pol opus. Ce vreau eu să spun prin îmbrățișarea unor conflicte constructive este că oricum, în orice moment dorești proiectarea unei viziuni noi, ea va atrage cu sine și critici, și unele constructive, altele menite a fi destructive. Deci va atrage cu sine o minoritate, în cel mai bun caz, care se va opune. Nu există nicio schimbare, nicio proiecție nouă fără conștientizarea acestui fapt. Ori dacă tu punești la premiza că nu vrei să stârnești niciun conflict și asta este principalul tău atu managerial, în momentul ăla, din punctul meu de vedere, nu poți să contribui cu nimic la bunul mers al lucrurilor și menții o stabilitate a situației curente fără niciun ideal de progres. De fapt, asta se întâmplă în culturile care au ajuns la o anumită maturitate financiară, maturitate economică, socială și încep să stagneze. Ați spus într-un interviu anterior pe care l-am citit că ați învățat în America că, citesc din memorie, stabilitatea financiară și statutul social nu aduc fericirea. Cum arată acum, după 20 de ani de America, fericirea în definiția lui Daniel Onofrei? Fericirea este abordată, de fapt, noi știm, de către foarte mulți înaintea noastră. Din perspectiva mea, am încercat să decupez câte ceva de la toți cei pe care i-am citit și am întâlnit. Și cred că ești fericit atunci când reușești să înțelegi câteva, măcar, dintre potențialitățile tale. Cred că ești extrem de fericit dacă ai șansa să profesezi într-un domeniu care rezonează cu una din potențialitățile tale, dacă nu cu mai multe. Cred că ești fericit chiar dacă atunci când nu profesezi într-un astfel de domeniu, ai timpul pe care să-l aloci unui hobby, unei activități paralele care să rezoneze cu una din potențialitățile tale. Și mai este un aspect. Ține foarte mult de relațiile interumane și de experiențele pozitive în sensul ăsta. Relațiile interumane pe care vi le-a oferit exilul au fost întotdeauna hrănitoare? Pozitive, cum le-ați denumit dumneavoastră? Foarte rar pentru mine. Vă întreb pentru că
V-am invidiat atunci când v-am citit interviul, pentru că spuneți, nu o spuneți textual, dar se înțelege că ați avut norocul de a avea niște mentori deosebiți în viața dumneavoastră, că ați avut niște întâlniri cu totul și cu totul excepționale. Era vorba despre matematică și ați spus că atunci când ați descoperit matematica, v-ați descoperit identitatea și că ați avut noroc de oameni rotunzi care v-au îndrumat. Ce înseamnă oameni rotunzi care au fost mentorii dumneavoastră? Da, m-ați întrebat de relații de romane pozitive și am spus foarte rar, tocmai în sensul ăsta că există probabil o mână de oameni pe care îi pot enumera în acest sens. În afara celor către care am dăruit cât de mult am putut, și aici mă refer la studenți, însă relația dintre mentor și discipol presupune o anumită distanță, deci ea nu poate fi reciprocă întru totul. Acum, referindu-mă la un rotund, știu că termenul poate părea puțin peiorativ, însă pentru mine ești Nu, un om cu un nu, caracter. nu, dimpotrivă, eu sunt scriitor și l-am apreciat foarte tare. Mi se pare că spune foarte mult. Adică chiar v-am Da. invidiat că l-ați găsit. Mi se pare că sună mult mai bine om rotund decât om complet sau om complex. Deci este mult mai frumos cuvântul. Atunci o să-mi permit să detaliez puțin pe ideea asta. Eu țin foarte mult la conceptul de om rotund. Îmi propun acest lucru. Este, de fapt, cred, parte din menirea noastră pe Pământ este să ne șlefuim caracterul. Și așa cum stropii de ploaie ajung și par circulari, sferici pe Pământ, șlefuirea duce la o formă perfectă. Deci, te șlefuiești în sensul unei rotunjiri. Și ce înțeleg eu prin omul rotund? Un om cu caracter frumos. Suntem cu toții un mix de noroi și lumină, din punctul meu de vedere. Și atunci, cred că datoria noastră este să creăm cât mai multe ferestre luminii pentru a radia în exterior și pentru noi, pentru a putea primi prin acele ferestre înapoi lumină. Omul rotund este un om pe care cade bine lumina și care radiază bine lumina. Și aici fac o paralelă cu, de fapt, cu etimologia cuvântului caracter, caracteras, felul în care cade lumina. Este foarte greu de să-ți rotunjești caracterul. Însă asta presupune o dezvoltare pe mai multe dimensiuni, presupune ieșirea din zonele de confort care ți le dau ancorarea într-o expertiză unidimensională, și elasticitatea necesară pentru a îmbrățișa noi și noi paradigme, pentru a crea noi și noi ferestre. Folosiți de mai multe ori cuvântul elasticitate, ați spus că matematica face parte din identitatea dumneavoastră, ați spus că matematica asigură elasticitatea creierului și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult în ceea ce am citit despre dumneavoastră este că povestind despre sistemul de învățământ românesc, pe care îl găsiți destul de steril și rigid, așa cum am înțeles eu din textele dumneavoastră, spuneți că elevilor și, în general, tuturor celor care vin în contact cu matematica, li se dau numai formule și nu li se dă și povestea din spatele formulei. Cum arată paradigma matematicii ca storytelling? Oh, extraordinar. Vă dau un exemplu. Numerele iraționale. Ele pot fi introduse într-un mod pur abstract în cursurile de matematică, însă ele apar într-o poveste incredibilă. Ele sunt un moment de paradigm shift în istorie, de schimb de paradigmă în istorie, în istoria filozofică și a felului în care oamenii se raportau la divinitate. Totul se întâmplă în școala pitagoreică, care credea foarte mult în perfecțiunea numerelor întregi și în faptul că Universul și Dumnezeu folosește un limbaj matematic bazat pe numere întregi și pe proporții de numere întregi, adică numere raționale. Și de ce credeau ei lucrul ăsta? Este pentru că descoperă între timp și armonia muzicală,
care ține de numere întregi și proporții de numere întregi. Și de acolo a venit și expresia muzica sferelor, pentru că, de fapt, ei vedeau sferele cerești și aștri cerești într-o muzică perfectă, în armonie, dată de frecvențe, proporții de numere întregi. Și nu mai spun că tinerii căsătoriți nu purtau inel atunci. Erau foarte mulți tineri căsătoriți care purtau la gât numere prietene. Numele prietene aveau proprietatea că fiecare era partea divizorilor, adică partea părților celuilalt. O metaforă superbă. Și deci tot universul lor era construit pe aceste numere întregi, proporții numere întregi, și dintr-o dată descoperă un număr ciudat, diagonala pătratului cu latura 1. Un șoc pentru ei. Această diagonală nu pot reprezenta cu numere întregi, nici cu proporții. Ea este primul exemplu de număr irațional, radical din 2, și este o consecință a teoremei lui Pitagora. Și asta reprezintă un șoc incredibil pentru lumea lor. Aproape un cutremur, un eveniment incredibil care îi obligă ori să renunțe și să abdice, ori să incorporeze în sistemul lor matematic, care pe atunci era, de fapt, în mintea lor, descoperirea limbajului Dumnezeu, să incorporeze aceste noi instrumente. Și atunci vii și prezinți numere raționale. Ei, vă spun eu că în momentul în care ai introdus povestea, cred eu, și vii după aia cu aritmetica numerelor raționale, lucrurile se lipesc altfel, probabil, și rămân altfel întipărite. Matematica continuă să fie descoperirea limbajului lui Dumnezeu? Asta este o întrebare extraordinară. Face parte dintr-una din discuțiile pe care eu le-am avut cu poetul Florian Silișteanu. Și vreau să dezvolt puțin, dacă îmi permiteți. Noi discutam și la un moment dat apare între noi opinia dumnealui, într-o exagerare poetică, așa că poezia este matematica lui Dumnezeu. Și eu am zis, într-adevăr, foarte interesant. Am stat și m-am gândit după aia și la aspectul ăsta și ne amintim că Isus ne lasă adevărul în parabole, deci în poezie. Deci, în consecință, dacă matematica este asociată cu înțelegerea adevărului, atunci matematica lui Dumnezeu poate este poezia. Adică Dumnezeu ne lasă o poartă spre adevăr prin poezie. Dar în același timp m-am gândit ce este matematica. Dacă poezia e matematica lui Dumnezeu, atunci ce e matematica? Și mi-am dat seama singur că matematica este de fapt poezia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne lasă adevărul prin poezie, El ne transmite poezie prin natură. Natura, limbajul naturii sau aproximare a limbajului naturii este furnizat de matematică. Matematica are și ea o estetică a ei. Ea poate fi câteodată directă, penetrantă, câteodată nu poate fi penetrantă și abuzează de metafore și figuri de stil pentru a descrie ceea ce observă. Și atunci, în contextul ăsta, așa cum foarte frumos, nu, poezia rămâne matematica lui Dumnezeu, matematica probabil este poezia lui Dumnezeu. Foarte frumos. Mă uit la peretele de icoane din spatele dumneavoastră și mă întrebam care este relația cu ortodoxia pe care o mai aveți acum după 20 de ani de America. Așa cum spuneam, exilul presupune o dimensiune geografică și o dimensiune spirituală. Însă eu am venit aici cu bagajul cultural românesc și cu ancorarea în spiritualitatea neamului meu. Pe noi românii ne unesc îndeosebi limba milenară și ancorarea în credința ortodoxă. Sunt un ortodox practicant, cred foarte mult în divinitate și în prezența ei în viața noastră. De fapt, matematica este unul din primele repere care demonstrează existența lui Dumnezeu prin celebra teoremă de incompletitudine a lui Gödel. E o poveste extraordinară, această teoremă de incompletitudine.
în care Gödel, prietenul lui Einstein, amândoi materialiști convinși, îmbrățișau materialismul științific în perioada aia, Einstein de fapt își pierde 30 de ani în viață încercând să demonstreze că totul are o ecuație în spate. Gödel demonstrează de fapt că oricum ai ticlui un sistem de reguli ale jocului, axiome, și oricum le-ai ticlui de bine, se va naște un enunț din acele reguli, din acele axiome, despre care nu poți spune nici că e adevărat, nici că e fals. Și pentru că, față de care nu poți avea decât un act de credință, sau nu. Deci ideea de credință apare invariabil, oricum ai ticlui regulile jocului, chiar și în această știință care se spune exactă. Nu? De fapt, știința exactă a matematicii ne arată exact ceea ce prevestea și ne arată bariera despre care vorbea Blaga. Nu? Blaga spune că rațiunea duce până la barieră, după barieră avem nevoie de altceva, de spirit. De fapt, asta ne spune și Gödel și aici apare divinitatea, cred eu. În momentul în care recunoști că nu poți ști dincolo de barieră decât cu Sfântul Duh. Este o discuție fascinantă și ar merita o emisiune numai pe discuția asta, pe tema respectivă, dar aș vrea să fac o dezvăluire spectatorilor emisiunii acesteia. Motivul pentru care eu v-am invitat și, de altfel, modul în care v-am cunoscut este că dumneavoastră faceți la Arca TV o emisiune care se numește Faceți parte dintr-o emisiune care se numește Matricea și aveți o preocupare constantă pentru educație, pentru ideea de educație, pentru programele educaționale. Ați creat la universitatea în care lucrați, în Texas, un program care se numește Mentor și aș vrea să vorbim puțin despre lucrurile acestea, pentru că emisiunea Rețete Culturale este o emisiune despre identitatea românească și despre modelele culturale românești. Și cum educația este un lucru care face parte, fără niciun fel de dubiu, din modul în care noi ne-am putea construi niște modele valide, aș vrea să vorbim puțin despre cum ați ajuns să aveți această preocupare pentru educație și cu ce vă ocupați în domeniul acesta în momentul de față, la modul concret. Profesia mea implică trei componente. Componenta educațională, componenta de cercetare și componenta de activitate în comunitatea academică, reprezentabilitate în comunitatea academică. Ultima componentă ține de politic și eu m-am sustras. Spre bucuria mea, colegii m-au înțeles, însă celelalte două componente mă pasionează extraordinar. De fapt, romanul meu favorit este Jocul cu mărgele de sticlă, care în sensul ăsta portretizează o atmosferă scolastică pe care eu o visez. Dar sunt un idealist. De aici o mare sursă de dezamăgire în legătură cu mediul academic contemporan. Mă preocupă foarte mult șlefuirea caracterului. Din ce vine această dezamăgire? Am să vă povestesc puțin. Deci mă preocupă șlefuirea caracterelor. Matematica în sine este un limbaj, este o disciplină aridă care poate speria foarte repede și poate crea disconfortul, un disconfort periculos care mai târziu îndepărtează tinerii de la studiul ei. Și atunci eu mereu învin matematica cu filozofie, cu istorie, cu de fapt cu arta de a gândi. Pentru mine matematica este o lecție care te învață să gândești. Și atunci accentul meu în activitatea de mentorat, de îndrumare, am mulți tineri pe care îi selectez și cu care lucrez, accentul meu este pe înțelegerea întrebării, nu pe căutarea de răspunsuri, nu pe găsirea răspunsurilor, ci înțelegerea întrebării. Înțelegerea întrebării însemnând reformularea ei, disponibilitatea pentru mirare, pentru contemplare, pentru
Parcurgerea unui drum care duce la un dead end, nu? La un impas. Presupune elasticitatea necesară care te determină să faci un pas înapoi și să schimbi perspectiva. Este foarte greu să poți schimba perspectiva. Este foarte greu să-ți revii după ce ai fost înfrânt într-o abordare în căutarea unei soluții. Deci, înțelegerea întrebării presupune retranscrierea ei din alte perspective. Este ca și cum te-ai învârti în jurul unui pachet pe care încerci să-l desfaci, pe care nu știi cum să-l desfaci și te învârți pentru a găsi posibilități de penetrare, de pătrundere, de ruperea ambalajului. Asta e, de fapt, atitudinea filozofică în fața oricărei întrebări fundamentale și ea se regăsește în orice disciplină, dincolo de matematică. Deci, eu pentru studenții mei am această dorință. Eu îmi doresc mereu să le ofer posibilitatea ca ei să poată să reacționeze bine în fața problemelor nestandard. Am constatat o lume academică preocupată în exclusivitate pentru acolade, pentru asterisksuri, pentru Vorbim slavă de șartă. de lumea academică americană, de lumea academică românească sau de lumea academică în general de pe toate continentele? Am cunoscut lumea academică din Franța, România și America foarte bine, foarte îndeaproape, și alți colegi din alte țări, în mod izolat. Deci vorbim de mediul academic în general. Da, sunt diferențe, să știți, în abordarea relației profesor-student, de exemplu, între Statele Unite și România, unde în România distanța impusă este mult mai mare, în Statele Unite se permite o mai mare apropiere între studenți și profesori, dar, de fapt, esența e aceeași. Avem de-a face cu o comunitate academică în care domină slava de șartă, dorința de mărire academică, care invariabil se reduce la colade și bani, la statut academic și bani. Și preocuparea pentru chemarea profesională este rar îmbrățișată cu adevărat. De aici vine dezamăgirea mea. Văd universități americane care își propun scheme economice, au devenit business-uri în adevăratul sens al cuvântului, educă pentru a promova generații întregi în contextul unei rețete financiare de succes și nu mai reușim să șlefuim caractere, nu mai reușim să. Este foarte greu, foarte greu. Însă eu îmi propun ceea ce pot. Clasele mele sunt altfel. Le spun de înainte că nu mă încadrez în paradigma pe care ei o așteaptă. Stilul meu de predare este altfel. Eu iubesc așa numitul inquiry-based learning, stilul socratic, în care prin întrebări îi invit pe ei să găsească răspunsuri. Și modalitățile mele de testare sunt diferite. Eu testez în proiecte, niciodată nu dau examen în clasă scris. Nu mi se pare că într-o oră de examen în care copiii sunt invitați să repete anumite rezultate, măsori nimic, de fapt, din capacitatea intelectuală a studentului. Nu mi se pare că reușești să obții nicio informație. Am văzut atunci când vorbeați despre mentorii dumneavoastră că puneți un mare accent pe moralitate și din tot ceea ce am discutat în emisiune, acest tip de proces, formarea unui caracter în procesul educațional este foarte important pentru dumneavoastră. V-am urmărit și în Matricea, în mai multe emisiuni, în timp ce povesteați despre noțiunile de caracter. Ați găsit mai mult caracter în America decât în România? Încă o dată, este foarte frumoasă etimologia cuvântului caracteras, cum cade lumina. America este o societate pragmatică. Pragmatismul, care de fapt descinde din protestantism, pragmatismul american, orientat, ancorat în capitalism,
este absolut diferit față de felul latin al abordării vieții din România. Din păcate, în opinia mea, vedem o dezvăluire a unei lipse de spiritualitate și caracter incredibilă, că lipsește, începe să lipsească aproape cu desăvârșire bunul simț. Și aici mă refer la bunul simț care te determină să spui că nu știi. Însă, din ce în ce mai rar găsesc oameni rotunzi. Interacțiunea cu tehnologia are, ca orice lucru pe lumea asta artificial, niște efecte adverse, se spune la medicamente, de care la început, în entuziasmul descoperirii internetului, nu am fost foarte conștienți, iar în momentul acesta ele se văd cu asupra de măsură, aș putea spune, pentru că există o componentă de alienare profundă care duce, din punctul meu de vedere, eu vorbesc ca psihoterapeut în momentul de față, dar cred că denumim cu cuvinte diferite același lucru când dumneavoastră spuneți persoane unidimensionale. Iarăși, discuția este foarte lungă și foarte interesantă, merită o altă emisiune. Vroiam să vă întreb despre relația cu țara și dacă aveți proiecte educaționale legate de România, dacă aveți proiecte academice legate de România, care este interacțiunea cu România în momentul de față? Din păcate, nu pot spune că am reușit să leg vreo punte solidă cu țara. Am încercat, însă e greu. În contextul în care în România grijile financiare sunt însemnate. Și atunci asta lasă puțin timp și liniște preocupărilor scolastice. Am speranța că eu am propus ideea unei școli de vară pentru studenții de elită, liceu și mediul universitar. Însă această școală de vară are nevoie de sprijin local, are nevoie de concurența unor colegi care trebuie să investească timp. Investiția de timp, de multe ori nerambursată, este greu de obținut și probabil deocamdată nu am perspective în sensul ăsta. Dar rămâne speranța. Am acum un student din România, am încercat să mai aduc. Există și un anumit reflex al studenților foarte, foarte entuziaști să nu aleagă matematica ca opțiune în carieră. Nu știu de ce, probabil mediul din țară și ceea ce oferă mediul și societatea în sensul ăsta nu îi încurajează să aleagă matematica ca opțiune. Și atunci am avut mari probleme, chiar și în a aduce aici bursieri. Am citit CV-ul dumneavoastră, care este foarte impresionant, și unde sunt și articolele din presă și emisiunea la care ați participat. Și am văzut că ați vorbit despre matematică la postul de radio Trinitas. Și vroiam să vă întreb ce ați povestit despre matematică la Trinitas, domnule profesor? Interviul doamnei Șontică, Daniela Șontică era pe atunci responsabilă cu acel segment din cadrul programelor Trinitas, a fost foarte reușit în opinia mea. Am povestit despre mai mult despre Gödel și despre rolul lui Dumnezeu în matematică și de fapt despre rolul rațiunii în relația cu Dumnezeu. Am povestit puțin despre felul în care societatea modernă, secularizată, îl abdică de la valorile spirituale divine, pierde reperul și centrul sistemului de referință în Dumnezeu și își mută centrul sistemului de referință în valori volatile. Și în contextul ăsta observăm, de fapt, puzderia de oameni fericiți care umplu cabinetele medicilor psihologi.
Avem și noi păcatele noastre psihologice, ce putem să spunem. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes cu emisiunea Matricea și cu tot ceea ce faceți acolo. Cu programul de mentoriat pe care l-ați făcut la Universitatea de la Houston, îmi dau seama ce mult înseamnă pentru cineva care este un ortodox care trăiește într-o Americă protestantă, un ortodox care a trăit într-o Americă mormonă la un moment dat, să aibă niște rădăcini atât de puternice spirituale și cred că sunteți un om binecuvântat în sensul că pe lângă o credință atât de puternică, aveți de partea dumneavoastră vocația și talentul matematicii. Deci cumva aveți acces la un dublu limbaj care duce practic în același loc. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în emisiunea noastră și vă mai așteptăm. Mulțumesc frumos și pentru mine a fost o plăcere să avem dialogul ăsta și sper să avem șansa să ne revedem într-o lume mai bună. Îmi face o deosebită mare plăcere să vă anunț invitatul din cea de-a doua parte a emisiunii, care este o invitată. Ea se numește Dana Popa și este psihoterapeut. Cred că, cum deja unii dintre dumneavoastră știți, eu îmi împart viața între cuvântul rostit și cuvântul scris, adică psihoterapie și literatură. Și așa că mă bucur foarte mult că pentru prima oară în emisiunea mea este invitat un psihoterapeut. Bună seara, Dana, și bine ai venit în emisiunea Rețete Culturale. Bună seara, Anca, și mulțumesc că m-ai invitat. Am să povestesc puțin telespectatorilor că tu ai plecat din România în 1990, ți-ai făcut toate formările în psihoterapie în Olanda, că ești terapeut comportamental și locuiești în orașul Leiden din Olanda și spui pe Facebook că ești pasionată de psihoterapie, antropologie, literatură și o crești cu mare bucurie pe Katinka, fiica ta de 13 ani. Motivul pentru care ești invitată în a doua parte a emisiunii, care este dedicată tradiției și identității românești, este... Și mărturisesc că noi ne-am cunoscut pe Facebook pentru toată lumea, este faptul că eu m-am îndrăgostit de postările tale în ceea ce privește România, pozele pe care le pui și obiectele pe care le ai în casă. Și aș vrea să încep emisiunea cu un citat al tău de pe Facebook, destul de recent, care spune așa: zestra mea se sută de bunica mea. Am învățat multe din procesul lucrului manual. Totul pornește de la ideea pentru cine face obiectul. Ce vreți să duceți mai departe? Ce vreți să treceți? Sunt culorile, modelul, codurile amândurora. Se întâmplă o întreagă poveste. În timp ce bunica mea lucra la acest obiect în lunile de iarnă, se conecta cu fiecare dintre noi. Încă îi simt energia, prezența ei în munca ei. O văd ocupată la mașina mare de lemn, numărând pașii, uneori cântând sau rugându-se pentru noi. S-a bucurat de fiecare lucru pe care l-a făcut și a fost mândră să vadă grămada de lucruri pe care le-a făcut. Un citat extraordinar. Putem să începem povestea cu bunica ta? Da, desigur, wow, m-ai impresionat, să spun sincer, nu, nici n-aș fi realizat că ceea ce am scris are un asemenea impact. A fost un moment, nu știu, în care m-am simțit într-adevăr conectată cu bunica mea. Eu și bunica mea am avut o legătură deosebită, poate și pentru că semănam foarte mult. Ne-am iubit foarte mult, ne-am și certat foarte mult una cu alta. Persoanele care seamănă au și conflicte,
poate dorința asta de a-ți găsi identitatea proprie te face ca să te cerți cu cel pe care îl îndrăgești foarte mult și cu care semeni foarte mult. Eu vin de la Cluj, eu sunt născută la Cluj. Mama mea vine de la St. George's Bay din Bistrița Năsăud și acolo ne-am petrecut toate vacanțele copilăriei împreună cu fratele și sora mea la bunicii mei și la străbunicii mei, de fapt, la părinții bunicului meu. Dar bunica despre care scriam este mama mamei mele, cu care seamănă, cred că, și ca fire și ca fizic, având amândouă ochi albaștri și fiind mai blonde, ea nu fiind foarte blondă, dar mai deschisă, plăcea că eu sunt blondă și numită figura mea, ne-am conectat, m-am simțit întotdeauna foarte, foarte conectată cu bunica mea. Când se întâmpla cea cu mine și eram acasă, nu eram la St. George, de multe ori mă suna spontan să întreabă ce mai faci, ce s-a întâmplat, cum te simți, și de multe ori eram bolnavă sau aveam ceva, aveam o îngrijorare și simțea de la distanță, simțea cine sunt, simțea că am nevoie de cuvintele ei. Pot să-ți confirm că și acum, după 30 de ani de Olanda, încă mai ai un ușor accent ardelenesc. Adică văd în tine mulțumesc, îl păstrez cu mare, mare drag. Văd în tine și Bistrița și Clujul cu mare ușurință. Rubrica la care ești invitată se numește metaforic Lada de Zestre. Atunci când am discutat pentru prima oară emisiunea cu Lucian Blaga, care este producătorul acestei emisiuni, am hotărât să facem o rubrică care se numește Lada de Zestre, în care să intre toate tradițiile populare, elementele, adică să vină oameni, să invităm oameni care vorbesc despre costume, despre ceramică, despre sculptură, despre tot, cu gândul că asta intră la Lada de Zestre din generație în generație. Invitându-te pe tine, vreau să spun că este pentru prima oară când eu chiar vorbesc despre Lada de Zestre la modul concret. Pentru că tu, în casa ta din Olanda, ți-ai adus o mulțime de obiecte care fac parte, practic, din zestra ta de fată ardeleancă din România. Da. Poți să ne povestești puțin cum ți-ai gândit casa din Olanda, ce tip de obiecte ai adus, cum le-ai ales, care este semnificația lor? Am adus, în primul rând, am adus lucrurile făcute cu mâna, de bunica mea țesute, așa cum ai menționat și tu în pasajul pe care l-am scris pe Facebook. Bunica mea, fiind foarte conectată cu lucrurile, le dădea un frumos aparte și asta m-a impresionat întotdeauna, că avea gustul frumosului în ceea ce făcea și avea întotdeauna o poveste. Lucrurile ce să le faci cu drag, lucrurile primesc viață pentru că le dai tu viață. Vorbeam întotdeauna, și dacă e o cârpă și e veche, dar o îngrijești, o cureți, o netezești și o pui acolo de seamă, să-i dai seamă, o să te bucuri de ea. Lucrul ăla nu este un lucru rău. Lucrul ăla primește viață, are o poveste deja în el. Și asta m-a impresionat foarte mult. Povestea pe care o dăm vieții, de fapt, lucrurilor pe care le avem, cu câtă pasiune sau cu cât drag facem lucrurile pe care le avem și le dăm mai departe. Bunica ne-a făcut ideea ei de a da copiilor, nepoților, zestre. Este o idee foarte veche, împătrunită în România și ne-a făcut la fiecare zestre în parte, deci nu mi-a fost foarte greu ca să îmi aduc lucrurile din România. Însă țin minte că am avut o perioadă în adolescență când nu vreau să știu nimic despre aceste lucruri. Ca orice adolescent care vrea să se descopere pe sine însă și vrea să știe, mi-am dat seama mult mai târziu să iau distanță de ceea ce cunosc ca să pot să mă formez, să știu cine sunt eu cât de cât și abia mai târziu cu noua viziune, cu noua parte pe care mi-am descoperit-o în mine, am putut să mă reîntorc la lucrurile care de fapt mi erau foarte dragi și erau înrădăcinate în mine. Ne spui și care sunt cele mai dragi dintre obiectele pe care ți le-ai adus din România?
nu știu, cred că toate îmi sunt dragi. Îmi sunt dragi pentru că sunt, majoritatea sunt țesute și făcute de bunica mea. Le-am dat, am și eu, am câteva ii, am o ie foarte frumoasă care este de fapt de la străbunica mea, este de la mama bunicului meu, pe care am îmbrăcat-o eu și pe care i-am dat-o și Catinca pentru câteva photoshoot-uri, cu care a apărut și la mișcarea la Blues Turhume. Și cred că una din lucrurile care îmi plac poate cel mai mult este ea, acea ie, pentru că deja merge de atâtea generații, este de atâtea generații în familie. În rest și lucrurile care ultima oară le-am postat pe Facebook, niște covoare, un covor mare pe care mi l-am pus în dormitor pe perete, mi este foarte drag pentru că știu că bunica era foarte mândră că l-a putut realiza, că l-a făcut cu cât drag și pasiune și mândrie, deci și acel lucru mi-e drag. Am ulcele vechi, am fierul de călcat din fier în care se punea, care se umplea cu cărbun, cu care străbunica mea, da, deci l-am și pe ăla. Nu știu, am câteva lucruri care sunt dragi pentru că au povestea lor. Și povestea lor încă trăiește și ea de frumos că vorbesc despre aceste povești cu fata mea. Și văd cum de fiecare dată prind viață și o definesc încet, încet și pe ea, așa cum ascultă și ea la rândul ei și povești numai din partea mea, familiei și a tatălui ei. Și cum văd că în ea se naște o nouă identitate. Nu știu, de asta am sunt, cred că de asta am sunt foarte dragi lucrurile, pentru că ne spun ceva despre noi, spun ceva despre trecutul nostru, spun despre cine suntem, ne spun și poate cu ce ne luptăm, de ce ne e teamă. De fapt ne legăm de poveștile și istoriile care sunt ascunse în simbolul obiectelor. Așa cum am eu lada mea de zestre, cum ai numit-o, care pentru mine simbolizează legătura cu mama mea, cu bunicii mei, cu străbunicii mei, deci toată linia genealogică pe care port, poate și cu, știu, povești și a străbunicilor mei. Ne legăm prin obiecte, ne ajută și pe noi să ne creăm o nouă identitate pe care de multe ori, cum să spun, nu o cunoaștem, dar o purtăm codată în obiectele pe care le avem cu noi. Crezi că există o componentă de alienare a modului în care în momentul de față mâinile și lucrul manual nu mai fac parte din obiectele cu care venim în contact? Da, mi-ar fi foarte greu și să te contrazic, pentru că așa și este. Suntem mult mai puțin în contact cu lucrurile pe care le facem, avem mult mai puțin... Da, nu mai știm să facem lucruri de mână. Deci, da, nu pot să zic că de asta și, deși dorința este acolo, pentru că văd că lumea caută noi hobby-uri, încearcă să facă altceva, vede cât de important este, cât de important este lucrul cu mâinile, încearcă să-și crească pe un balcon tot felul de lucruri, să aibă o grădină cât de mică, văd și în Olanda, este un trend de câțiva ani de zile, deci să fii din nou în contact cu natura sau cu lucrurile pe care le faci, să pui acolo emoțiile, sentimente pe care le ai și să simți efectiv că din mâna ta ies lucruri, este o dorință pe care văd că crește, s-ar putea, într-adevăr, este poate o și o reacție la atâția ani în care am lucrat la birouri, fiind tot mai departe de natură și nu pot să-mi imaginez cum va fi 100% noua generație, cum va reacționa la lucrurile astea, dar văd o altceva care este acolo. Contactul dintre părinți și copii este mult mai tactil acum, dacă mă gândesc, decât în anii în care am fost eu crescută sau cum au fost crescuți părinții mei. Deci poate numai bunicii mei erau mult mai ocupați de lucrurile pe care le făceau, se duceau afară, ne luau cu ei, dar nu ne țineau atât în brațe, nu spuneau
bunica mea spunea ce să spun, dar bunica spunea foarte mult, vă iubesc, să vă iubiți și voi între voi, să fiți buni, să fiți calți, să vă țineți legătura, asta spunea bunicul meu mai puțin, era mult mai reticent la cuvinte. Dar dacă mă uit în general și știu cum generații au fost crescute, văd acum cu o altă legătură, deci se transformă aceeași dorință de a fi în contact cu următoarea generație, cred că se transformă, s-a schimbat, are o altă nuanță, poate nu prin lucruri, poate prin gesturi, poate prin, cum am zis, prin imagini foarte multe, adică se fac enorm de multe poze. Niciodată în viața noastră n-am avut mai multe imagini și de tot fel de poze sau filme, cum le avem în anii ăștia de 5 ani, de 10 ani de zile. Ce impact o să aibă asta deasupra, peste câteva generații sau peste câțiva ani, încă nu știu. Da, poate există și o latură negativă, că încurajează foarte tare narcisismul, nu numai amintirile de familie, dar asta e deja o altă discuție. Site-ul tău are ca frază, ca motto, ca vocație, ca mărturisirea vocației tale, următoarea expresie, rădăcini noi în pământuri noi. Ce înseamnă rădăcini noi în pământuri noi? Noi cei care am emigrat sau cei care au avut foarte mult de-a face cu migrația în familie, știm ce simți dezrădăcinarea, deci plecatul, mutatul, relocarea dintr-un loc în altul, unde mediul în care ești nu ți este cunoscut, în care simți că nu ai avut când, timp și spațiu să te înrădăcinezi, să fii acasă în locul în care ești. La un moment dat, dacă trăiești într-un anumit loc, ai nevoie de stabilitatea asta, de a avea noi rădăcini în pământul în care ești sau pe pământul pe care în localitatea, în casa nouă în care ai, vrei să te înrădăcinezi, să fii acasă, să te simți, să simți fundament sub picioare, să simți că e locul tău, că ai un loc al tău. Și de acolo a pornit și ideea de acest un website, este o pagină de Facebook, de rădăcini noi în locuri noi, în pământuri noi. Așa cum le-am avut acasă, bune, rele, dar cunoscute și ale mele, mi le-am dorit să le am la un moment dat și în noua țară. Și care este relația dintre rădăcinile noi și rădăcinile vechi? În primul rând eu. Eu sunt cea care am avut și am trăit într-un loc și tot eu sunt cea care trăiesc în nou loc și să am curajul să prind formă în nou loc și să îmi găsesc locul aici fără să mă simt dezrădăcinată total, ca și cum nu aș mai avea identitate, a fost un proces complex prin care am trecut. Pentru că la un moment dat în tinerețea mea, între 20 și 30 de ani, am avut impresia că trebuie să renunț la tot ca să pot să mă integrez în noua țară. Și a fost o luptă internă de a găsi noua identitate, dar putând să și dorind să mi-o păstrez și pe cea românească a mea, de unde am pornit istoria mea. O luptă pe care eu urmărindu-ți de mai multă vreme postările, cred că ai câștigat-o. Dar acum, privind retroactiv, după 3 decenii, care crezi că este componenta identității esențiale? Ce ți se pare ție cel mai important lucru care trebuie păstrat din identitatea ta originară? Toate lucrurile pe care le-am avut în viață m-au format. Ce am păstrat sunt... am păstrat povestea acestea de familie, ale istoriei mele, de unde am venit și mi-am dat seama cât de mult ne influențează istoria noastră, locurile din care am venit,
și cum ne influențează pe noi și o să influențeze și pe cei de după noi și generația de după mine. Și ca să pot să-i dau formă, pentru că întotdeauna suntem în căutare de identitate, cine suntem, unde suntem, la fiecare nouă fază a vieții prin care trecem, din nou ne ducem înapoi la cine suntem noi cu adevărat, de unde venim, ce ne trebuie, cum ne uităm la noi. Văd, eu am lucrat și cu copii care au fost adoptați și care nu și-au cunoscut și nu au reușit să-și cunoască trecutul, cât de greu de este să se ancoreze undeva. Chiar dacă au fost crescut într-un mediu extraordinar, cu părinți noi, benevoli, binevoitori, cu foarte mult suport emoțional și fizic și... Totuși, necunoscându-și trecutul, au trebuit să-l recreeze ca să se poată ancora, să se poată reancora. Tu lucrezi, da, ca psihoterapeut în română, engleză și olandeză. Există multă lume care emigrează și care face apel la tine? Ai o experiență cu oamenii care suferă genul acesta de transformare? Da, una din specialitățile mele este psihoterapia transculturală. Și lumea care vine vorbește mult de... ne dăm seama câteodată, nu vorbește direct de la început, că problema ar fi dezrădăcinarea sau pierderea cum se spune, background-ului cultural. Dar în terapie descoperim strat cu strat de unde vin anumite întrebări sau când sunt la un impas sau necunoștințe, sunt tocmai din dezrădăcinarea asta. Și lucrez cu, și individual și cu familii și cu relații și câteodată lucrez cu relații multiculturale și cu familii multiculturale în care un părinte vine dintr-o țară, altul din altă țară și copiii sunt născuți în a treia țară, unde influențele culturale sunt, vectorii ăștia culturali sunt foarte mari și se luptă între ei și își cer dreptul la a fi și a exista. Foarte da, interesant. Este un tablou de familie care devine din ce în ce mai frecvent în momentul de în momentul de față pe planetă. Și sunt convinsă că vom descoperi multe domenii noi ca psihoterapeuți în ceea ce privește tot amestecul acesta interrasial, interreligios, intercultural. Exact. Care este datora globalizării și circulației libere pe planetă. Da. Să nu uităm că noi avem, eu cel puțin, mi se pare un avantaj venind din România, pentru că, în sensul ăsta și în sensul muncii mele, pentru că am trăit la confluență de culturi și, din păcate, multă lume în România, mulți din populație și-a dat seama că au fost... au remigrat părinților, bunicilor, deci sunt foarte multe migrații în familie. Și lucrul ăsta l-am cunoscut de mică și asta m-a ajutat să înțeleg mult mai târziu și munca pe care o fac, influența acestor migrări de-a lungul generațiilor. Ce din lada de zestre a bunicii tale îi vei da mai departe lui Catinca? Are un nume super, tocmai mă gândeam dacă pot să zic Catinci. Ce din lada de zestre a bunicii tale va trece mai departe? Care dintre povești ai dori să le știe? Și cât din Bistrița și din Cluj mai sunt în momentul de față în Catinca? În primul rând, Catinca e foarte obișnuit să se meargă în România și are prieteni. De mică i-am făcut prieteni în România și se simte foarte legată de casa bunicilor și străbunicilor mei, pentru că și-a petrecut acolo vacanțe întregi, jucându-se cu copiii din vecini, afară, un pic așa cum ne-am jucat și noi când eram mici, mai desculți, printre urzici,
alergând după câte o găină, în sensul că este foarte legată și lipsește și anul ăsta, pentru că n-am putut să ne ducem vara asta în România, îi lipsește foarte, foarte mult locul și prietenii, îi lipsesc foarte mult. În casa bunicilor pe care o avem, unde locuiește sora mea acum, care a remigrat în România după ani de zile de străinătate, după 20 și ceva de ani de străinătate, este păstrat așa cum a construit-o bunicii mei și acolo avem obiectele pe care le aveau ei, deci mobilă, lucruri țărănești făcute de mână. Deci, ea este obișnuită să le vadă de mică și știe că fac parte din noi și din ea. Deci, nu știu, pot să spun că am un lucru special, cum a zis, Ia pe care o am de atâtea generații, aia mi este foarte dragă și sigur o să fie a ei, dar și restul lucrurilor sunt aici și sunt la dispoziția ei, împreună cu toate poveștile pe care le avem în familie. Tot așa îi adun din partea, îi adun acum din partea tatălui ei, pentru că tatăl ei este jumătate portughez, jumătate spaniol. Îi adun poveștile și lucrurile din partea cealaltă, bogăția pe care o are în familia cealaltă. Noi doi am mai avut discuții despre psihogenealogie și arborele genealogic al familiei. Cred că este fundamental pentru identitatea unei persoane să știe de unde vine, pentru că dacă nu știi de unde vine, e destul de greu să-ți dai seama spre ce vrei să te îndrepti. Cred că fata ta este extraordinar de norocoasă, pentru că provine dintr-o familie în care are o străbunică care spunea eu vă iubesc și vă îndemn să vă iubiți între voi. Foarte multă hrănire sufletească în familia voastră, foarte multe obiecte frumoase, foarte multe imagini dintr-o viață frumoasă, așa că îi invit pe telespectatorii noștri să-ți urmărească pagina de Facebook. O să vedeți niște imagini superbe, inclusiv cele din România. Și te aștept să mai vii în emisiunea ca să discutăm despre identitățile emigrației, multiculturalism și fenomenul acesta de răspândire pe întreaga planetă a tuturor, care evident că duce la noi forme de viață și la noi paradigme. Exact. Cu mare plăcere. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc foarte mult. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Rețete Culturale. Următoarea ediție va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 21, ora României.